Bună ziua și bun găsit la știrile Gorj TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale ediției. Premierul Victor Ponta a ajuns la sfârșitul săptămânii trecute alături de fostul ministru Liviu Dragnea la Târgu Jiu. Aceștia au semnat contractul pentru modernizarea stadionului municipal și au discutat pe tema investițiilor cu oficialitățile județului. Un polițist din Târgu Jiu și-a pus capăt zilelor. Cătălin Scurtu, angajat al IPJ Gorj, în vârstă de 34 de ani, a fost găsit spânzurat într-o pădure de la marginea orașului. Descoperirea macabră a fost făcută de un cioban care a trecut prin zonă. Energia egal istorie. Basketbaliștii gorjeni au cucerit seara trecută medaliile de bronz ale Ligii Naționale de Basket după ce au învins Steaua și în cel de-al doilea meci din finala mică, scor final 84-76. Victor Ponta a fost prezent la sfârșitul săptămânii trecute la Târgu Jiu alături de Liviu Dragnea și a comentat și condamnarea fostului ministru. Acesta a declarat că este nevinovat, iar gestul său de a demisiona din funcțiile deținute a fost unul firesc. În același timp, Victor Ponta a afirmat că această condamnare este una a tuturor celor care au votat la referendum și nu este considerată una justă. Premierul Victor Ponta a poposit într-un final și la Târgu Jiu. Acesta a fost prezent la semnarea contractului pentru stadion, fiind însoțit în vizita guvernamentală de Liviu Dragnea. Întrebat fiind de condamnarea acestuia, Ponta a declarat că o consideră o condamnare a tuturor celor care au votat. Totodată, acesta a afirmat că regretă faptul că la referendumul de demitere a președintelui Băsescu, Curtea Constituțională a omorât cel mai democratic moment al României, când au votat 7,4 milioane de persoane. Ok, am înțeles condamnarea lui Dragnea ca o condamnare a tuturor celor care l-am suspendat pe Băsescu, a celor care am făcut campanie pentru referendum, a celor care am votat, că eu am votat și bine am făcut. Pentru... Nu vă explic un lucru de bun simț pe care sunt convins că îl înțelegeți, că vorbesc pe înțelesul tuturor. Dacă Dragnea se ducea și lua președinția de la Băsescu să-și o ducă el acasă, era normal să-l că. Dacă vorbim de ceva ce am făcut toți și am făcut bine, și îmi pare rău de un singur lucru, că din păcate Curtea Constituțională de atunci a omorât cel mai democratic moment al României. 7,4 milioane de români să voteze pentru ceea nu s-a întâmplat niciodată. Și nici nu cred că se va mai întâmpla, că n-are rost să votez dacă oricum după aia Curtea Constituțională zice că nu-i de ajuns și după aia mai și condamnă pe unul. Liviu Dragnea a declarat că nu este vinovat și consideră că a fost un gest firesc ca după condamnare să renunțe la funcțiile deținute. Gestul pe care l-a făcut este un gest de demnitate. În continuare îmi susțin cu tărie nevinovăția, consider această sentință, consider nedreaptă, profund nedreaptă pentru mine, dar e o decizie a instanței pe care o respect, că n-am ce să fac altceva. În schimb, ceea ce am spus mereu, spun și acum, s-a creat un precedent periculos pentru oricine vrea să facă în România campanie electorală, care înseamnă, de fapt, printre altele, să îndemne oamenii să vină la vot. Este vorba de un drept câștigat la Revoluție, dreptul de a vota, dreptul oamenilor să hotărască cine îi conduce sau cine trebuie să plece. Și prin acest precedent periculos, practic, se poate înțelege, sau de fapt se înțelege, că a îndemna oamenii să vină la vot este infracțiune. Ministrul Dezvoltării și Administrației, Liviu Dragnea, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare în dosarul privind fraude la referendumul din 2012 pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. Ulterior, acesta a demisionat din funcția de ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, dar și din funcția deținută în Partidul Social-Democrat, aceea de președinte executiv. Decizia luată vineri de instanța supremă nu este definitivă. Complexul energetic Oltenia funcționează bine, declarația îi aparține premierului Victor Ponta, care a fost prezent la sfârșitul săptămânii trecute la Târgu Jiu. FMI și Comisia Europeană vor să vadă compania închisă, dar atât timp cât voi fi prim-ministru, nu se va întâmpla asta, a mai adăugat Ponta. Prezent la Târgu Jiu, premierul Victor Ponta nu a plecat fără să nu discute și despre compania energetică din Oltenia. Complexul energetic Oltenia era în faliment în 2012. Acum funcționează bine, a declarat Ponta. În mai 2012, atunci când am devenit prim-ministru, compania energetică Oltenia era practic în faliment, fără conducere, cu o situație financiară dezastruoasă. Suntem după 3 ani, compania energetică Oltenia funcționează și va funcționa în Gorj, cu sediul la Târgu Jiu, cu
cu siguranță cel puțin cât voi fi prim-ministru. Nu există întâlnire în capitală între oficialii FMI și ai Comisiei Europene în care CEO să nu fie pusă pe lista neagră, a adăugat Ponta. Că e nevoie de restructurări, că sunt măsuri care se iau, e normal, pentru că vreau să vă spun un lucru. Nu există întâlnire la București cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană în care să nu mi se spună că de fapt CEO și compania Hunedoara ar trebui să le închidem. Iar eu le-am spus cât sunt prim-ministru, lucrul ăsta nu se va întâmpla. Facem eforturi, facem sacrificii, dar nu se va întâmpla pentru că România are nevoie și zona aceasta are nevoie de energia produsă pe cărbune, chiar dacă este evident că energia produsă pe cărbune nu poate niciodată să concureze cu cea eoliană, unde bate vântul în niște mori. Din cadrul complexului energetic Oltenia vor pleca în 2 iunie aproximativ 2000 de mineri și energeticieni. Un polițist a fost găsit spânzurat într-o pădure de la marginea orașului. Cătălin Scurt, în vârstă de 34 de ani, era agent de poliție și desfășura activitatea în cadrul centrului de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Gorj. Potrivit vecinilor, acesta suferea de o depresie după un divorț peste care nu a putut să treacă. Acest fapt l-ar fi împins pe polițist să recurgă la acest gest extrem. În timp ce era cu animalele la câmp în zona gropii de gunoi a orașului, un cioban a făcut o descoperire mai puțin obișnuită. A găsit un om spânzurat. A alertat autoritățile care au sosit la fața locului și au preluat trupul fără viață al polițistului sinucigaș. Iubirea pentru fosta soție l-a făcut pe Cătălin să își încheie socoteala cu viața. Nu am știut ce să mai fac, a spus acesta în biletul de adio găsit în casă chiar de tatăl său. Cel care l-a descoperit povestește cu groază momentul în care l-a găsit pe acesta spânzurat. Ați încercat să-l desfaceți? Nu, am pus mâna, nu m-am apropiat, am sunat la 112. E prima dată când vedeți acest. E prima dată care. Știți că e polițist? Nu știam. E la înălțime? Cum e acolo? Cam un metru de la pământ. Ce să zic altceva? S-a sunat repede la poliție. Am sunat la poliție și... Era să-mi fecere. Da. Aveați animalele acolo? Am animale, da. Am fost la apă și le-am coborât de la apă. Dar pe el îl mai văzuseră spații vreodată? Nu l-am văzut niciodată pe dumnealui. Vecinii spun că au observat că polițistul era trist. Aceștia afirmă că omul legii își schimbase comportamentul în ultima perioadă. A ieșit singur, mi-a dat sărmâna, foarte trist, a intrat în mașina lui și a plecat. Și atunci aseară, de care veneam de la altă problemă care e în familia noastră, zice. Dar certul, și nu mi-a venit să cred. Un echipaj al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj a fost solicitat să intervină pentru a coborâ cadavrul bărbatului din copac. Am intervenit pentru coborârea unei persoane spânzurate dintr-un copac de la circa 3 metri înălțime. Am intervenit cu accesoriile din dotarea autospecialei pentru tăiarea și coborârea acestuia din copac. Trupul neînsuflețit al polițistului a fost preluat de Institutul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei. Acesta își sărbătorise în urmă cu 3 zile ziua de naștere. Acum mesajele de felicitări sunt completate de mesaje de condoleanțe pe pagina de socializare a bărbatului. Să-l ierte Dumnezeu pe prietenul meu drag. Acum 3 zile îl sunam să-i urez la mulți ani, iar acum nu cred că nu mai este. I-au scris prietenii. Un licean din Târgu Jiu a ajuns la spital duminică seara după un conflict cu un alt adolescent. Scandalul a avut loc în zona mall-ului din Târgu Jiu. Potrivit unor apropiați, cei doi adolescenți s-au luat la bătaie pentru o fată. Aceștia au venit însoțiți de mai mulți prieteni, dar numai cei doi s-au lovit. Elevul de la Colegiul Economic Virgil Maggiaru a ieșit cel mai șifonat din conflict. Acesta s-a ales cu traumatisme și fracturi. Prietenii săi au chemat ambulanța pentru a fi dus la spital. Medicii au stabilit că liceanul în vârstă de 17 ani nu consumase băuturi alcoolice și nici plante sau substanțe etnobotanice. Adolescentul va rămâne internat în spital și în zilele următoare. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a deschis o anchetă și îl va monitoriza pe liceanul bătut.
Un polițist în vârstă de 24 de ani din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție a fost rănit seara trecută în timpul unei misiuni. Agentul de poliție lucrează la secția numărul 8 Stoina, iar duminică seara se deplasa cu un coleg la un eveniment anunțat la 112 de către un localnic. Mașina de serviciu oamenilor legii avea semnalele luminoase și acustice în funcțiune în momentul în care s-a ciocnit cu un alt autoturism. Într-o curbă, un șofer în vârstă de 34 de ani care conducea un autoturism din direcția Bustuchin-Berlești a lovit frontal autospeciala de poliție. În urma impactului, polițistul în vârstă de 24 de ani, aflat în autospecial, a fost rănit, după care transportat la spital cu ambulanță. IPJ Gorj anchetează cazul în acest moment. Crucea Roșie și-a ales liderul la nivel național. Discutăm în continuare despre acest subiect cu invitatul meu din această seară, președintele onorific al Crucii Roșii, filiala Gorj, domnul Marius Vlaicu. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație și posibilitatea de a spune câteva lucruri despre Societatea Națională de Cruce Roșie din România. Așadar, alegerile au avut loc vineri. Spuneți-ne cine este noul lider al Societății Naționale de Cruce Roșie. Într-adevăr, în primul rând, permiteți-mi să vă mulțumesc dumneavoastră și tuturor colegilor din mass media că promovăm Crucea Roșie și activitățile care le desfășurăm noi și la filială și la nivel național. Și, într-adevăr, conform statutului Societății Naționale de Cruce Roșie, din 4 în 4 ani și nu mai mult de 8 ani, filialele sau Societatea Națională de Cruce Roșie își alege noua conducere. S-au împlinit 8 ani de când doamna Mihaela Joană a deținut funcția la nivel național de președinte al Societății Naționale de Cruce Roșie. Și așa cum ați prezentat și dumneavoastră, vineri la Brașov s-a desfășurat adunarea generală ordinară și de alegeri a organelor de conducere la nivel național a Societății Naționale de Cruce Roșie din România. Au fost în urma selecției candidaților, pentru funcția de președinte au fost doar doi candidați, au rămas doar doi candidați în persoana alteței sale, principesa Margareta, din partea casei regale, și domnul Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical și președintele onorific al filialei Bacău al Societății Naționale de Cruce Roșie. Sigur, au fost alegeri democratice, a câștigat alteța sa, principesa Margareta, din partea casei regale și o felicităm, 75-11 voturi. Și, sigur, aceste voturi demonstrează că, totuși, Casa Regală are o tradiție în Crucea Roșie. Regina Ana, Regina Maria au avut activitate și au coordonat în perioade de război, în perioade de criză, activități în calitate de voluntari ai filialei, ai Crucii Roșii din România și din Europa. Spuneți-ne, la nivelul județului Gorj, ce urmează pentru Crucea Roșie? Știu că aveți mai multe acțiuni în desfășurare. Da, într-adevăr, important este ca noi aici, la nivelul județului Gorj, să ne facem treaba, să ne ducem la obiectiv și eu, în calitate de președinte, să-mi duc programul managerial, să stabilesc în continuare relații de colaborare cu toate serviciile publice de concentrate, cu toate instituțiile publice, cu Consiliul Județean, cu toate primăriile din județul Gorj. Și în continuare avem activități pe două direcții. Prima direcție este bazată pe cursuri, pe ceea ce înseamnă conștientizarea populației de educație pentru sănătate. Și chiar în această perioadă, mai concret, peste o săptămână, vom avea etapa județeană a concursului Sanitarii Pricepuți în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean. După cum știți, anul trecut acest concurs la nivel național s-a desfășurat la categoria licee și județul nostru a obținut cel mai bun rezultat prin echipajul Colegiului Național Tudor Vladimirescu. Am ocupat locul 3 la concursul la nivel național Sanitarii Pricepuți. Încă o dată felicitări elevilor și cadrelor didactice care i-au pregătit și nouă, în primul rând, directorului executiv al Crucii Roșii, profesorul Richter Grigore. Iar în acest an vom avea săptămâna viitoare etapa județeană la licee și la școli generale, iar echipajul câștigător al școlii generale ne va reprezenta la concursul Sanitarii Pricepuți din acest an, care se va organiza la nivelul școlilor generale din România. De asemenea, avem tot în această săptămână o colegă voluntară, doamna doctor Dana Cochintele,
care urmează la Poiana Brașov un curs de formator în domeniul de acordarea primului ajutor. Doamna doctor este medic de igienă școlară și sigur prin acest formator noi vom desfășura și niște cursuri gratuite pentru voluntarii noștri. Și acest program îl vrem să-l dezvoltăm la nivelul fiecărei primării, la nivelul fiecărei instituții, la nivelul fiecărei școli, să avem voluntari care să știe să acorde primul ajutor în cazul în care un cetățean, un elev, un copil are nevoie de acest lucru până când sosește salvarea, dacă este nevoie de a apela la serviciul 112. Deci iată că pe domeniul acesta de formare, de asemenea vrem să desfășurăm la vară o tabără de dezastre și întărim cu acest prilej și detașamentul nostru de dezastre. Doamne ferește să avem o calamitate de cutremur. Ați văzut în România în ultimul an pământul se mișcă în diverse zone ale țării și noi trebuie să fim pregătiți și pentru o calamitate, un dezastru și vrem să formăm acest departament prin voluntari care să știe să-și organizeze o tabără în cazul în care ar fi inundații, cutremur, eu știu, incendii, așa fel încât să fim pregătiți și la nivelul județului Gorj cu voluntari și cu oamenii care sunt specializați în acest domeniu. Revenind la întâlnirea din Brașov, au fost niște obiective pe care vi le-a trasat noul lider, principiul sa? Sigur, fiecare candidat a avut un program managerial și probabil s-a și votat după acest program, dar ceea ce este mai important este cum ne vom mișca noi la nivel județean. La nivel național există aceste programe și eu vreau să rog cetățenii din județul Gorj să nu uităm de programul Banca pentru Alimente și dacă reușim să ținem acolo minte în fișierul nostru un aspect atunci când mergem la cumpărături în magazinul Carrefour, să punem un aliment neperisabil în containerul care scrie Banca pentru Alimente. Aceste alimente se contorizează, se strâng și se întorc la familiile care au nevoie de sprijin, la familiile vulnerabile, familii cu mulți copii. Și așa cum ați prezentat și dumneavoastră, ați văzut că în județul Gorj unele familii au nevoie de sprijin și nu sunt puține. Sigur, vin și primăriile și în sprijinul lor, dar venim și noi atunci când putem, prin sprijinul tuturor cetățenilor județului Gorj. Și am văzut că conjudețenii noștri, gorjenii, sunt și nu numai gorjenii, poate oamenii care trec prin Gorj și fac o cumpărătură, sunt oameni care se gândesc și la semeni. E adevărat, ne amintim cea mai recentă acțiune a dumneavoastră, știm că ați fost la câteva familii, ca să fie toată lumea lămurită, nu mergeți unde vreți dumneavoastră, mergeți la cazurile selectate în urma unor anchete sociale. Da, asta e foarte important de precizat, că în urma contorizării acestor alimente, parteneriatul nostru este cu primăriile din județul Gorj, cele 70 de primării, și identificăm cazurile care au nevoie de sprijin în baza anchetelor sociale. Sigur, vreau să vă spun că sunt destul de multe. Chiar dacă primăria le acordă un sprijin, orice lucru care le vine se bucură foarte mult, mai ales copiii, familiile cu copii, mulți au nevoie de sprijin. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și pentru prezența dumneavoastră în cadrul știrilor. Rămâna și eu mulțumesc și vin cu plăcere ori de câte ori sunt invitat. A fost alături de noi președintele onorific al Crucii Roșii, filiala Gorj, domnul Marius Vleicu. Mergem mai departe. Primarul orașului Târgu Cărbunești, Mihai Mazilu, a dat tot orașul peste cap ca să-i organizeze fiicei sale o nuntă inedită. Pentru că nu a găsit un local conform așteptărilor sale, Mihai Mazilu a făcut tot ce s-a putut ca nuntașii să petreacă pe stadion. Mai multe detalii după o scurtă pauză de publicitate. Ne-am întors la știri. Două persoane au fost rănite în urma unui accident petrecut pe raza comunei Scoarța. Un taximetrist grăbit a ignorat linia continuă și semnul de restricție a vitezei și s-a angajat într-o depășire riscantă. După ce a pierdut controlul volanului, a acroșat o mașină aflată în mișcare și a aruncat-o de pe carosabil. Până la sosirea poliției, vecinii au sărit în ajutorul pasagerilor pentru a-i scoate din autoturismul avariat.
Graba unui taximetrist a fost la un pas să producă o tragedie, ignorând linia continuă și semnele de circulație care îi impuneau o limită de viteză. Taximetristul nu a ținut cont de acestea și s-a angajat în depășirea unui autoturism care se deplasa regulamentar. O clipă de neatenție l-a făcut pe șoferul taxiului să piardă controlul volanului și să lovească autoturismul, aruncându-l de pe carosabil. Cum s-a întâmplat? I-ai depășit? Cum i-ai lovit? Pe spate. Ai pierdut controlul volanului? Nu. Dar ce ai vrut să faci? Ai ieșit? Ți-a venit mașină? Cum s-a întâmplat efectiv? Nu știu. Ai vrut să-i depășești? Nu. Nu declar nimic. Cei care au asistat la întregul eveniment au sărit în ajutorul pasagerilor pentru a-i scoate din autoturismul care era răsturnat. S-au depășit. Acela cu taxi a vrut să-l depășească. Și venea mașina din față? Nu veneau, nu, ei mergeau mai spre Vâlcea. Și au pierdut controlul, de i-a lovit în spate? Probabil celălalt cu taxiul. I-a dat una. Nu vedeți de acolo. V-ați speriat când ați... Nu am speriat, da. I-am sărit, i-am scos de aici. Oamenii din zonă spun că s-au speriat foarte tare și au strigat la taximetriști să oprească pentru a le da un ajutor pasagerilor din mașina răsturnată. Eram acolo unde e mașina și văzui când... Cea cu taxiul lovi pe asta și asta atât de tare vă dădu peste cap și strigai. Le făcui să se oprească că oamenii poate o fi morți, nu și știu. Cum au ieșit din mașină? Nu știu că mai săriră, Cătălin, scoasă, nu știu care. Vecinii săriră, nu știu care. Întrebați dumneavoastră pe aceea că mie îmi veni rău acolo când văd. Eu strigai la dânsii să oprească, că zisei că s-ar putea să fie oameni morți acolo. Aoleu, că am și o copii cu mașină și nu mai putui striga, mă gândi la auzit și vecinul Cosmin. Dar mergeam continuare. Mă dădi, eram acolo în fața aterului și mă dădi în fața dânsului. Opriți. La fața locului au ajuns două ambulanțe pentru a le acorda îngrijiri medicale victimelor, care au refuzat să fie transportate la unitatea de primiri urgențe din Târgu Jiu. În cele din urmă, cei doi șoferi s-au înțeles pe calea amiabilă, nefiind necesară intervenția polițiștilor gorjeni. Primarul orașului Târgu Cărbunești, Mihai Mazilu, a dat tot orașul peste cap ca să-i organizeze fiicei sale o nuntă inedită. Pentru că nu a găsit un local conform așteptărilor sale, Mihai Mazilu a făcut tot ce s-a putut ca nunta și să petreacă pe stadion. În plus, pentru că fericitul eveniment se suprapunea cu un meci de fotbal, s-a decis să mute confruntarea sportivă la aproximativ 40 de kilometri distanță. Nu există petrecere de fală fără covor roșu. Primarul din Târgu Cărbunești l-a întins pentru nunta fiicei sale pe stadionul din localitate, unde a instalat și un cort uriaș pentru invitații săi. Starea de cantonament le-a amuzat pe doamnele și domnișoarele invitate, care și-au schimbat ținutele în vestiarele fotbaliștilor. Ce să le urăm? Că nunta are loc aici pe stadion? E foarte frumos, chiar am apreciat și am zis că e foarte bine chiar. Probabil nu aveți localuri de așa natură și asta e singur. V-a fost greu să alegeți costumația? Nu mi-a fost greu. De ce? V-ați gândit, vin pe stadion? Nu e nicio chestie, nu mă deranjează. Primarul a făcut tot ceea ce s-a putut pentru a putea organiza nunta fiicei sale pe stadion. A anulat meciurile de fotbal, iar pentru elicopterele Smurd a mutat pista de aterizare. Viceprimarul orașului a vorbit cu o seninătate ieșită din comun despre aceste măsuri. De dreptul halucinant, Iuliu Călina a declarat că totul a fost legal. Însă contractul de închiriere a întregului stadion a fost încheiat între primărie și primar. Același lucru l-a făcut acum. Dar a plătit ceva? A luat toate aprobările necesoare, chiar de la Federația Județeană și Federația Națională de Fotbal. Totul e pregătit, a pus un meci aici, s-a desfășurat la Stoina. Deci totul e ca la carte. A plătit ceva? Bineînțeles. Cred că vreo 50 de milioane. La prima vedere. Dar poate e și mai mult. Am înțeles de 2000, acum de 5000. Nu știu, eu așa am înțeles. Există contract între cine și cine? Persoana probabil fizică și... Categorie și baza sportivă. Și baza... Asociația Sportivă Cărbunești. Mai este, bineînțeles. La stadionul cine îl administrează? Primăria Cărbunești. Pentru cei peste 1000 de invitați s-au numărat și persoane importante ale partidului din care face parte Mihai Mazilu. Referitor la locație, copreședintele PNL Dan Vâlceanu a declarat că organizatorii trebuiau să dea dovadă de mai multă înțelepciune. Am fost invitat la un eveniment privat. Sunt convins că din punct de vedere al legalității nu sunt probleme. Cât privește alte aspecte, v-am spus, cred că dacă era mai multă înțelepciune, nu strica. Edilul a scos din buzunar suma de 5000 de lei doar ca să amplaseze cortul în mijlocul stadionului. Cât va costa refacerea gazonului peste care s-a trecut cu mașina, rămâne de văzut.
Mare sărbătoare la Novaci, sute de oameni au fost prezenți duminică pentru a lua parte la festivitățile prilejuite de sărbătoarea dedicată transfumanței intitulată Urcatul Oilor la Munte. Fiind ediția cu numărul 48, evenimentul a adunat numeroase ansambluri de muzică folclorică din 6 județe ale țării. În același timp, celor prezenți le-au fost prezentate parade ale portului ciobănesc și spectacole de dans și muzică populară. Distracție, muzică și voie bună la Novaci. Locuitorii orașului s-au bucurat în acest weekend de numeroase evenimente dedicate sărbătorii Urcatul Oilor la Munte. Aceștia s-au strâns în număr mare în fața Casei de Cultură din Novaci și au urmărit parada portului ciobănesc, dar și spectacolul oferit de cei care au defilat. Ciobanii afirmă că în prezent a rămas o sărbătoare simbolică și asta pentru că majoritatea acestora s-au mutat la câmpie și nu mai urcă cu oile la munte. Nu mai urcă ciobanii la munte. Nu mai urcă, mai urcă prea puțin. Acum era altă dată. Altă dată era șubol vara la munte. Erau spinele pline de ciobani, copii la munte. Când plecam din sat, plecam cu oile, cu măgari, cu vacile, cu porci, toate mergeau pe jos, transformața, muntele se duceau. Festivalul interjudețean de folclor pastoral, Urcatul Oilor la Munte, a fost organizat de Primăria Novaci și Consiliul Județean Gorj, în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Gorj. Ca în fiecare an, vizitatorii au putut să meargă și la bâlciul care a fost deschis la marginea localității. În același loc au avut ocazia să deguste și să cumpere produse tradiționale ale zonei, precum cunoscuta brânză de Novaci. Astăzi a avut loc prima întâlnire din acest an a celor care pun pe roate proiectul Ceașca de Cafea. Revista oferită spre lectură la O Ceașcă de Cafea a ajuns la cel de-al 10-lea an de apariție. Tipărirea acesteia va continua, fondator fiind poetul și actorul George Drăghescu. Astăzi, invitatul special a fost marele critic literar și poet Gheorghe Grigurcu. Niciun vis se pare că nu stă de-a dreptul pe zăpadă. Niciun nor tras la mașina de cusut cu mămânecă. Niciun ochi lacom a idma unei cești goale. Niciun creion încălcit în părul tău meditativ. Niciun parfum pe care îl poți pipăi cu mămătase. Niciun morcov moale duios cum un basm rusesc. Niciun braț care vrea să știe neapărat câte ore. Gheorghe Grigurcu, născut la 16 aprilie 1936, este considerat de Ana Blandiana, Nicolae Manolescu, Aleș Ștefănescu și alte personalități ale lumii literare, unul dintre cei mai importanți critici literarii români. Născut în stânga Prutului, a parcurs un traseu biografic care l-a purtat prin Oradea, unde a urmat cursurile liceului, apoi la București, unde a fost timp de un an cursant al Școlii de Literatură Mihai Eminescu din București, și a continuat apoi studiile la Facultatea de Filologie a Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, unde îl frecventa pe Lucian Blaga, motiv pentru care la absolvire nu a primit repartiție. A revenit la Oradea, unde a lucrat ca funcționar la Societatea de Științe Istorice și Filologice, ca și profesor de școală, după care a devenit pentru un deceniu redactor la revista Familia din Oradea. După 3 decenii, Gheorghe Grigurcu a fost îndepărtat din redacție și s-a retras la Târgu Jiu, unde locuiește și astăzi. Acesta l-a cunoscut pe Lucian Blaga. Blaga se afla pe atunci în anii 50, când eram student la Cluj, într-o fază proastă a existenței, când din motive politice fusese îndepărtat nu numai de la universitate și de la academie, ci și interzis, cărții lui fiind scoase din biblioteci și neputând publica nimic. Într-o zi de ploaie l-am însoțit pe un drum destul de lung pe casa sa din strada Martinuții. La despărțire, Blaga mi-a spus: te-am adus până aici ca să-ți dai seama că poezia crește și din noroi. Umoristul Grigore Marin Dobreanu a fost și el prezent la eveniment și consideră că această întâlnire a revistei Ceașca de Cafea este un real succes. Prima întâlnire din cadrul revistei
Ceașca de Cafea, din cadrul întâlnirilor revistei Ceașca de Cafea. Eu zic că a fost un succes, pentru că s-a îmbinat foarte frumos muzica și poezia și versurile citite de maestru s-au îmbinat foarte bine cu versurile recitate de actori. Cred că și cunoscătorii de poezie și copiii care au venit în sală pleacă încântați de un moment poetic. Și poetul Zenovie Cârlugea a savurat Ceașca de Cafea. Acesta a rămas plăcut impresionat atunci când marele scriitor a vorbit despre cartea sa. Este un program conceput de domnul George Drăghescu. M-a invitat și pe mine, dar nu știam că în cadrul acestui program maestru Gheorghe Grigurcu va vorbi despre o carte a mea. Rămân surprins, plăcut, pentru faptul că Grigurcu l-a cunoscut pe Blaga și a vorbit în cunoștință de cauză despre spiritul goetean atât de prezent în personalitatea și opera lui Lucian Blaga. În cadrul acestui eveniment s-au recitat poezii, iar elevii Liceului de Arte Constantin Brăiloiu au susținut un moment muzical. În prezent au loc două întâlniri a revistei Ceașca de Cafea, iar fondatorul George Drăghescu a declarat că următoarea întâlnire va avea loc în toamna acestui an, când va fi de asemenea un invitat surpriză. O nouă performanță istorică, Energia Târgu Jiu a cucerit seara trecută medaliile de bronz ale Ligii Naționale de Basket după ce a învins Steaua și în cel de-al doilea meci din finala mică, scor final 84-76. Printre cei mai buni jucători ai lui Constantin Indez s-au remarcat Nemanja Milošević, Jordan Watson și Porter Trup. Clasarea pe locul 3 reprezintă cea mai bună performanță la nivel de campionat pentru jucătorii gorjeni. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Energia a mai scris o pagină de istorie seara trecută în sala sporturilor din Târgu Jiu. S-a clasat pe locul 3 după ce a trecut de Steaua în finala mică, scor general 2-0. După ce a învins steliștii în primul meci la 20 de puncte diferență, seara trecută Energia și-a mai trecut un meci spectaculos în cont chiar în fața propriilor suporteri. 84-76, atât a arătat tabela la finalul partidei. Acesta este doar începutul, a declarat cipriotul de pe banca tehnică a Energiei. Suporterii gorjeni au creat o atmosferă de cupe europene la Târgu Jiu și au trăit pe viu ultimul meci din acest sezon. La finalul meciului, medaliile au fost înmânate de principalii acționari ai clubului, Laurențiu Ciurel, managerul complexului energetic Oltenia, și Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean Gorj. În această stagiune, fanii au fost o armă importantă pentru oaspeți, iar asta au recunoscut și basketbaliștii gorjeni.
Energia a ajuns în finala mică după ce a fost învinsă de Asesoft, scor general 3-1. Clasarea pe podium în Liga Națională, cea de-a doua pagină de istorie pentru gruparea gorjeană, după ce a adus la Târgu Jiu și medaliile de bronz din Euro Challenge, încă de la prima calificare. Așa cum am mai spus-o de mai multe ori, pentru mine a fost un vis să plec din țara mea și să lucrez în altă parte. And I never forget the chance they give me these people to come here to work. Și nu voi uita niciodată șansa pe care acești oameni mi-au oferit-o pentru a veni aici și a putea lucra. The season, if we compare from other years, is amazing good. Sezonul, dacă îl comparăm cu cei precedenți, este unul extraordinar de bun. Everybody deserve congratulations about this kind of result we have this season. Toată lumea merită felicitările pentru sezonul foarte bun care l-am avut acum. Pe lângă clasarea pe locul 3 în campionatul intern, o altă performanță istorică marcată de energie a fost și obținerea medaliilor de bronz în Euro Challenge. Antrenorul care a scris pagini întregi de istorie la cârma echipei de basket Energia Târgu Jiu va rămâne aici. Antonis Constantinides a anunțat că a mai semnat pentru un an cu gruparea gorjeană. Cipriotul va pleca săptămâna viitoare la familia sa și va reveni la debutul viitoarei stagiuni. După ce a adus la Târgu Jiu cele mai importante trofee din vitrina clubului, tehnicianul le-a mulțumit acționarilor, jucătorilor și fanilor pentru întreaga susținere. Cât privește lotul pentru viitoarea stagiune, Constantinides a declarat că jucătorii care vor alege să plece de la Târgu Jiu nu vor fi condamnați. I hope the next season, from the time when I decide to stay here, sper că din sezonul viitor, din moment ce m-am hotărât să rămân aici, to have the most of them with me again, să i-am pe cei mai mulți dintre ei alături de mine. But everybody, you have to understand, we have to respect any decision they will make. Dar cu toții trebuie să înțelegem că trebuie să respectăm orice decizie vor lua fiecare în parte. Anyway, and if they find something higher than Târgu Jiu, they deserve this. În orice situație, și dacă găsești ceva mai bun și mai înalt decât Târgu Jiu, merită cu presosință acest lucru. Cipriotul de pe banca tehnică a energiei a ținut să vorbească și despre obiectivele sale pentru viitorul sezon. As I said on outside, we have to thinking like that, to watch higher. Așa cum am spus și pe teren, trebuie să gândim în felul ăsta, să privim cât mai sus. I don't know if this season we watch too much high. Nu știu dacă sezonul ăsta am privit mult prea sus. But for me this is the normal. Dar pentru mine asta este normalitatea. If you want to touch the top, you have to think about the top. Dacă vrei să ajungi în top, trebuie să te gândești în primul rând la top. And we try next season to make better thing than this year. Și vom încerca sezonul viitor să facem lucruri mai mari decât am făcut anul ăsta. Conduși de Constantinides, basketbaliștii gorjeni au țintit în acest sezon două medalii importante, bronzul în campionatul intern și în Euro Challenge, acestea fiind cele mai bune performanțe din istoria clubului. Unul dintre veteranii Energiei renunță la echipă, Luis Darby, a anunțat seara trecută că va încheia aventura de la Târgu Jiu în proporție de 99%, voi pleca, a declarat unul dintre cei mai iubiți basketbaliști ai Energiei. Darby își dorește să petreacă mai mult timp cu familia sa. Americanul a declarat însă că va reveni cu drag la Târgu Jiu. A fost un final fericit pentru american. I think it's happy because finally go out winning, you know. I mean, it's not the championship, but I think it was a kind of successful season because nobody expected us to be where we were in Euro Challenge or in the championship as well, you know, but I think we play well together through all the injuries we had and players sitting out. I think we played great. So it was to me successful this year. A fost un happy end pentru că am terminat sezonul cu o victorie. Nu ne-am bătut pentru campionat, însă am realizat lucruri mari sezonul ăsta. Am jucat foarte bine în Euro Challenge și în România. Am trecut cu bine peste momente dificile, accidentări ale unor jucători, în absența altora, astfel că până la urmă a fost un sezon excelent. Fanii ar putea să aibă ocazia să-l vadă din postura de antrenor secund, a adăugat Antonis Constantinides la finalul meciului cu Steaua. For the moment, you know, I'm 99% sure, you know, that I'm done pretty much, you know. I mean, I wanted to be a champion, but, you know, some things you just got to stop while you're ahead, you know. But I hope the guys next year can pull the championship and I'll be rooting for coaching them because I know they're great people and they really want the best for every player.
În momentul de față sunt 99% de decizia mea, vreau să câștig campionatul, însă sunt momente când trebuie să te oprești atunci când trebuie. Sper că băieții care vor rămâne aici să-și facă o treabă excelentă, să fie campioni, o să țin legătura cu ei, o să am respectul pentru antrenori și pentru jucători, pentru că sunt oameni extraordinari și știu să-și facă treaba în astfel încât să câștigi și un campionat. Și ar putea fi acel 1% care să-l întoarcă din nou? What will be this 1% that you come back? That's tough. Coaching. Bottom assistant coach. Antrenorul și poate un post de antrenor secund. Basketbalistul a mai declarat că fanii de la Târgu Jiu îi vor lipsi cel mai mult. Darby a debutat în Liga Națională alături de Energia Rovinari în sezonul competițional 2008-2009. Cu mici întreruperi, americanul a jucat pentru gorjeni în toate sezoanele ce au urmat. Înalt de 1,96 de metri, Luis Darby evoluează în principal pe poziția 3. De-a lungul carierei, Darby a mai jucat pentru BCMU Pitești, Chiravnos din Cipru, Al-Wahda din Siria și Carlsbad din Statele Unite ale Americii. Premierul Victor Ponta a semnat sâmbătă contractul pentru modernizarea stadionului municipal. Primul ministru a venit la Târgu Jiu însoțit de fostul ministru al dezvoltării, Liviu Dragnea. După modernizare și extindere, stadionul municipal din Târgu Jiu va avea circa 15.000 de locuri, cu 6.000 mai multe decât acum. Valoarea investiției suportată de Compania Națională de Investiții se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro, iar această sumă va include și reabilitarea sălii sporturilor. Pandurii Târgu Jiu se vor putea mândri cu un stadion modern la standarde europene. Prin programul de construire complexuri sportive, Compania Națională de Investiții va ajuta la modernizarea stadionului Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu. Este vorba despre un proiect în valoare de 20 de milioane de euro. Stadionul va fi clasificat la cel mai înalt nivel UEFA. Contractul a fost semnat sâmbătă în prezența premierului Victor Ponta, a fostului ministru Liviu Dragnea, a reprezentanților Companiei Naționale de Investiții și a oficialităților locale și județene. Ministerul ăsta dezvoltării, cu sprijinul primului ministru, a avut într-adevăr curajul să pornească niște programe ambițioase, programe strategice de investiții care trebuiau făcute de mult în România, investiții pentru care s-au găsit bani, cu fundamentare serioasă, premierul a aprobat toate aceste programe. Termenul de execuție a lucrării este de 18 luni. Constructorului doresc succes să încadreze termen. Practic, în noiembrie anul viitor ar trebui să fie meci inaugural. Și primul ministru Victor Ponta i-a atenționat pe constructori să se încadreze în termen. În România, termenele de realizare a unor construcții sunt depășite, a adăugat Ponta. Vreau să-i salut pe constructori să le urez să se încadreze în termen. Avem mari probleme în România cu faptul că semnăm contractele, punem banii și nu se merge în ritmul în care ar trebui, dar în cazul dumneavoastră știu că aveți experiența. Deja nu e primul stadion pe care îl faceți și doar vă rog să vă țineți de timp. Premierul Victor Ponta i-a mulțumit și lui Liviu Dragnea pentru că s-a implicat în proiectul modernizării stadionului din municipiu, adăugând că în România nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Fără el nu se putea face. Ca de fiecare dată în România, orice faptă bună nu rămâne nepedepsită, dar asta nu înseamnă că nu mai facem în continuare fapte bune de acest gen și că reușim. La întâlnire au participat reprezentanții Companiei Naționale de Investiții și reprezentanții autorităților locale și județene. Vă mulțumesc că sunteți lângă noi și că împreună marcăm un moment istoric în viața orașului Târgu Jiu. Drept pentru care mă rog să îmi dați voie să mulțumesc din suflet în primul rând echipei Pandurii Târgu Jiu. Va urma și sala sporturilor și altfel vom avea lângă complexul Brâncuș un complex sportiv performant. La eveniment a fost prezent și președintele Federației Române de Fotbal. Rolul primordial pe care un guvern îl folosește la sumă, în ceea ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii sportive, care să poată să contribuie apoi la tot ceea ce înseamnă dezvoltarea fenomenului social, așa cum pentru Federația Română de Fotbal se numește fotbal, și cu tot ceea ce presupune valorile sociale și comunitare. Fiindcă cred că aceasta este avantajul pe care îl avem când vorbim de un fenomen sportiv și trebuie să ne înțelegem în felul acesta. Astfel încât ne uităm cu toată încrederea spre 2020,
pentru organizarea campionatului european de fotbal, unde România va putea să găzduiască 4 meciuri în cadrul campionatului european de fotbal, o ediție aniversară. Prin programul de construire complexuri sportive, Compania Națională de Investiții va ajuta la modernizarea stadionului Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu. Este vorba despre un proiect în valoare de 20 de milioane de euro. Stadionul va fi clasificat la cel mai înalt nivel UEFA. Conform acestui proiect, noul stadion va avea aproximativ 15.000 de locuri, dar și 400 de locuri de parcare. De asemenea, și sala sporturilor va fi modernizată prin același program de investiții. Un singur punct, atât au reușit să obțină fotbaliștii lui Edi Iordănescu din partida de vineri seara cu FC Botoșani, scor final 1-1. Deși au pornit la drum cu moralul ridicat pentru că venea după o victorie pe teren propriu, Pandurii au mai pus un singur punct în zestrea din clasament. Emoțiile retrogradării însă nu au trecut, Gorjenii se află pe locul 10 având în cont 39 de puncte, la doar 6 lungim peste primul loc care duce în Liga Secundă. Pentru Pandurii a marcat Andrei Cordoș minutul 24, iar gazdele au egalat prin Axinte 6 minute mai târziu. La finalul acestui sezon, 6 echipe vor părăsi prima scenă a fotbalului românesc. Știrile se opresc aici, eu sunt Diana Pătruț, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Gorj TV de la ora 21, Sorin Călugărița și Gabriela Mladin vă așteaptă la emisiunea În Interes Public. O seară frumoasă tuturor!